Ana! Astăzi este ziua experimentelor! Am încercat un experiment care se numește Vulcanul din cutia cu nisip. E un experiment simpatic pentru că te joci și cu nisip, dar o faci în scop științific. Ce-ți trebuie e foarte simplu. O cutie sau un capac cu nisip, un plic cu bicarbonat de sodiu, un pahar jumătate cu apă, jumătate cu oțet, plus niște acuarele. Bun, să trecem la treabă. La început, te joci în nisip și construiești un vulcan, iar în mijloc neapărat să aibă o groapă, adică, știți, craterul. În interiorul craterului punem bicarbonatul de sodiu. Apoi pregătești paharul, jumătate cu apă, jumătate cu oțet. Peste ele se adaugă niște acuarele. Eu am folosit roșu, dar se poate pune orice culoare, normal. Acum începe distracția. Pregătiți? Vergi paharul în interiorul craterului. Vedeți? Craterul clocotește, iar amestecul se scurge în afară ca o lavă. Eu încă nu știu deloc chimie, dar am înțeles că este o reacție a unui acid, adică oțetul, cu o bază, adică bicarbonatul. Pentru clocotire, este responsabil dioxidul de carbon, ce rezultă din reacția asta. Cam greu de înțeles pentru noi, dar simpatic experimentul, nu? Eu o să fac și alte experimente în vara asta, abia aștept. Sfatul meu, dacă faceți și voi, este să fie un adult în preajmă. Nu se știe niciodată ce super vulcan poate să erupă în casă, nu? Ah, și încă ceva! Este un experiment recomandat să se facă în exterior. Vă salut, Voios, Emma!